Incendiu uriaș la o fermă din Brăila, sute de animale au murit, iar un tânăr a fost rănit în încercarea de a le salva. Maria Romaniță ne explică ce s-a întâmplat acolo. Te ascultăm, Maria. Bun găsit! Un scurt circuit de la un conductor electric la unul dintre grajurile acestei ferme din localitatea Grădiștea a produs un adevărat dezastru. Au ars 3 grajuri pe circa 100 de metri, iar în încercarea de a scoate cât mai multe animale, erau acolo porci, oi, vaci, un tânăr de 33 de ani a suferit arsuri de gradul 1 și 2 și a fost transportat la spitalul din Brăila. Din păcate, sunt distrugeri însemnate. Pompierii ore în șir au reușit să stingă incendiu după 7-8 ore și sunt și circa 200 de animale moarte.